Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Gorj Obiectiv. În această seară, alături de mine în studio, sunt domnii Viorel Caragea. Bună seara, bine ați venit, Bună domnule seara Caragea. dumneavoastră, bună seara celor care ne urmăresc. Viitor candidat la primăria municipiului, nu știu, domnule Caragea, vedem Vom vedea că la primărie, ce poate în se altă va, parte. poate în altă parte, și domnul Eduard Lădaru, consilier municipal din partea ALDE. Bună seara, bine ați venit, domnule Lădaru. Seara bună, mulțumesc pentru invitație. Amândurora vă mulțumesc că ați acceptat invitația din această seară. Trebuie să recunosc faptul că am solicitat invitați și de la alte partide, oameni din Consiliul Local, am putut ca să fie așa o discuție extrem de amplă pe subiectele legate de ceea ce se întâmplă în municipiul Târgu Jiu și nu am reușit să aduc în studio decât pe dumneavoastră, doi invitați. Vroiam, așa cum spuneam, să mai fie și alți participanți. Vorbim despre ceea ce se întâmplă așadar în municipiul Târgu Jiu. La un moment dat îmi spunea o colegă de-a mea în redacție, dar nu vreau să-i dau numele, că, dom'le, ce se întâmplă în orașul ăsta? Ne pas pericolele peste tot, ne cad poduri în cap, trotuare parcate pe mașini, parcate pe toate trotuarele, facem toalete în centrul municipiului sub instituții de cultură, sub biserici, monument istoric. Uite, popii, dar nu știați că domnul Dar Altici și-a luat deja ținută de popă, devine să călugărește. Stai să vedem ce zice doamna, că nu o vedea acum. Auzi, să scoată morții, să-i facă lui la veciu, că nu putea să facă alături în clădirea Nășica. Bun, repet, o colegă și pe bună dreptate, și la un moment dat am vizualizat așa ce spunea colega mea în redacție și a zis, Dumnezeule, în parte, sigur, nu dramatizat la modul ăsta, are mare dreptate. Ieri, pasarela dinspre Artego, la propriu, s-a dărâmat. Ce ar fi însemnat, Doamne ferește, ca această, să spun eu, nu știu, ruptură, fisură, dărâmătură, să fie la o amploare mai mare, să cadă mașini sau să cadă oamenilor în cap, oamenilor care traversează acea pasarelă. Nu, ăla e pericolul numărul 1. Pasarelă. Iartă-mă că te înțeleg. Este cale ferată în zonă. Aia e. Știi pasaj ce înseamnă pietonal în zonă, mașini care traversează acel pod. Prin construcția ei, acea parte care s-a prăbușit, de fapt, ambele trotuare sunt construite în extensia grinzilor, da, pe pod, pe niște grinzi provizorii. Deci nu sunt pe structura podului. E structura de extensie, grinzile alea sunt, să zicem, provizorii, pentru că pot fi înlocuite. Sunt de beton, dar pot fi înlocuite. Se știa de acum 2 ani. Anul trecut, în aceeași perioadă, dar în septembrie, întâlnindu-mă cu domnul care a făcut expertiza la acest pod, întâmplător la podul de la Turcinești, la care a căzut, să vă aduceți aminte, că ați făcut și atunci reportaje, da, am discutat despre el. Eu susțin în această perioadă niște examene tot în acest domeniu pentru a deveni expert în ceva, în construcția de drumuri și încă ceva. Și am discutat acest subiect, ce zice, domnule, nu sunt oameni normale. Am pus pe Facebook, am făcut câteva interpelări și la dumneavoastră și pe la alte radiouri. Nimic. Acum, o săptămână, două, nu știu când am făcut ultima dată, din nou interpelare. Mă, nu e bine. Mai e ceva de spus? Din punctul meu de vedere, este o infracțiune la regimul, la siguranța căi ferate, că acolo este lege distinctă, pentru că acolo e cel mai mare pericol. Realizați dacă cădea o bucată din aia de beton de 2 metri pe un tren de persoane care circula nu cu 100 la oră, cu 100 e mult, cu 60. Care ar fi fost pericolul, domnișoara? Bun. Sunt câțiva bicicliști, că te opresc, scuză-mă, care circulă foarte des, eu circul zilnic pe pasarela aia. Sunt câțiva bicicliști care circulau seara de seară. E un domn care circulă cu un triciclu din ăla și dimineața și seara se duce la serviciu. Deci eu nu știu cum n-a căzut cu ea. De fapt, nu știu. Știu că această ruptură s-a produs la trecerea unui vehicul mare, cu o trepidație mai mare a podului. Podul este pus pe niște bile și el trepidează. Aia s-a întâmplat. Bine, deci dumneavoastră vorbiți de un studiu. Studiu pe care studiu, expertize, l-am văzut și noi. O expertiză tehnică. Da, da. Realizată în urmă cu fix 2 ani, în 2017. Mai precis, știți data și luna, aveți? Ia să vă uitați. Stați un pic să vă spun, că am aici documentul. Și realizat, ia uitați-l acolo. A fost e, pe, e, pe, e pe ecranul
televizorului și este la data de are ca număr, proiectul are ca număr numărul 63 din 2017. Nu știu exact data. Octombrie despre finalul anului. Da, atunci s-a finalizat și s-a depus la primăria municipiului. Adică după ce s-a preluat mandatul noului primar, că domnul primar zicea că nu știe. Păi minte. Că avem și răspunsul. Deci în 2017 a fost comandat un studiu pentru acest obiectiv, pentru podul care traversează calea ferată în zona Artelor, de domnul Aurel Popescu, exact. În perioada în care era interimar la primăria municipiului Târgu Jiu. În urma acestui studiu a reieșit faptul că acest obiectiv sau asupra acestui obiectiv trebuie să se intervină neapărat. În urgență. În urgență. Da. Spuneți dumneavoastră că nu aveam data exactă la care el a fost înmânat celor de la primărie, dar în octombrie, deja, avuseseră loc alegeri parțiale. Era numit, din iunie era numit. Și din iunie era primar, noul primar. Exact. A fost efectiv ignorat. Bine, nu a trecut prin cele deci, nu știu dacă e vreo infracțiune la regimul este drumurilor, domnul, dar ideea este că e cel puțin infracțiunea care încă există în codul penal, cu care eu nu sunt de acord, dar încă există în codul penal, neglijență în serviciu. Deci dacă asta nu este cel puțin neglijență în serviciu, deci despre ce vorbim? Nu se poate să ai expertiză. Orice pericol inminent asupra căii ferate. Posibil, dar nu neg lucrul ăsta. Este infracțiune. O infracțiune specială, nu neg lucrul ăsta, dar este cel puțin. Dar la calea ferată este. Dar minte să scadă un tronson care l-a spune, domne, va cădea. Deci faptul că ai lăsat să cadă în condițiile în care ai avut expertiza, ai avut proiect și tu trebuia doar să scoți la licitație pentru a face respectivele lucrări, este foarte clar. Bun. Repet, infracțiunea de neglijență ca să servicii. Ce să mai discutăm? Fiind în regim de urgență și fiind o situație de urgență, legea dă posibilitatea să scoată la licitație proiectare, execuție. Da? Nu mai stai să mai faci proiectul tu și după aceea să scoți la licitație. Poți să dai proiectare cu execuție. Bun. Haideți ca să urmărim. Să cauți un constructor. Cât credeți dumneavoastră, nu, știți că nu sunt un susținător la vreo firmă sau la alta. Veniți și spunem că dumne, dacă s-a găsit un amărât de IDP-ul care a construit podul ăla de la Turcinești, așa cum e în insolvență, cât l-a luat și l-a ajutat? O lună în plus. Dau un exemplu cât e de la Turcinești până acolo. Da, pentru că și asupra amândurilor obiective au fost în atenția aceluiași expert. Deci, nu, deci în România sunt foarte puțini experți. Nu în drumuri și poduri, în poduri. În structuri de rezistență al podurilor, că e diferență, da? În drumuri sunt mai mulți. Și în Gorjul are vreo 3-4. Și pe domnul Vărnică, doamna Juveloie, sunt mai mulți. Repet, când tu ai același specialist aici, făcea podul de la Turcinești, că el supraveghea anumite, când venea, supraveghea anumite etape, anumite faze de construcție. Păi frate, hai mă și încolo că îți plătesc. Finalmente, dincolo, că nu face omul nimic degeaba. Ei aveau cofragile, ce scoteau din partea altă, muta aici. Da, vedeți ironia sorții, pentru că fix în ședința de ieri când s-a prăbușit acest pod, practic domnul primar a venit cu un proiect pentru fântânile arteziene, să bagi 1 milion de euro în fântânile arteziene. Din bugetul local. Da, deci câtă lipsă de bun simț față de municipiul Târgu Jiu și câtă lipsă câtă inconștiență din partea primarului. Păi nu poți să spui că nu te aștepți. Ai expertiză. No. Se vede și cu ochiul liber, dar ai expertiză. Ai expertiza făcută, ai proiectul făcut. Greșești. Câtă inconștiență să fie să vii să spui că bagi 1 milion de euro în fântânile arteziene. Știi că anul drumurilor. Nu știu. Deci, fiecare administrator de drumuri are obligația să facă o revizie. În toamnă, când se pregătesc drumurile, se face o revizie cu tot. Deci, administratorul drumului are obligația să facă... Noi suntem administratorul podului, practic. Municipiul Târgu Jiu este administratorul podului, da? Așa este, da. Aveți obligația, dumneavoastră, administratorul drumului are obligația să facă revizia, cel puțin cea de toamnă, ca să nu zicem alta, care este echivalentă reviziei anuale. Podul ăsta este prins în inventar. Da? Corect, la sfârșitul anului. El are amortizment, are o fișă tehnică acolo, o carte tehnică în care spune ce operațiuni trebuie să face fiecare an. Păi crezi că atunci le-au găsit altfel? Dar problema este că înainte se făceau acum. Deci, repet, a intrat în octombrie, în primărie, spune domnul Rădaru, da? Da, 2017. A ajuns la celebra echipă fantastică și de super specialiste din jurul fericitului Romanescu. Uitați că în acea perioadă dumnealui a schimbat vreo 13 consilieri, nu cât s-a avut până acum, vreo 13. Schimba la consilieri lunar ce?
Crezi că vreunul din aia sau vreuna din celebrele doamne care au aroganță și auzi, nu dai ștampira lui ăla, nu faci ăla, tu rup hârtit, niște chestii jenante pentru unii care au intrat în primărie, nu pe ușa de față și visează cu degetul altul, au intrat politic, că să-l numesc consilier. Aia crezi că au știut despre ce e vorba? Bun, întrebarea se pune pentru domnul Romanescu, chiar crede că nu o să răspundă până la urmă? Gândiți-vă ce spuneați dumneavoastră dacă cădea pe un tren. O bucată de beton, nu mai mare de, sau în fața unei locomotive, la 60 la oră, are 16,6 metri pe secundă, o să fi văzut la 5 metri. Să intre peste mecanic. Sau să nimerea un om și nu cădea un om să de acolo. Să fi în fața mecanicului, pe... îți dai seama că nu mai sunt doi mecanici pe tren. Să nimerea un om pe pod, asta spun. Domnul, un care om era o victimă, doamne ferește, să fi... bine că n-a fost. Dar îți repet, dacă cădea în fața mecanicului și se întâmpla un accident mecanicului, realizați ce se putea întâmpla ca un tren rămas fără conductor să intre în toată viteza în gările Preajma și Târgu Jiu? Corect. Puteți realiza pericolul? Haideți să vedem ce spun oamenii. Avem pregătite și câteva materiale. Ce spun oamenii care efectiv locuiesc în zonă și care în fiecare dimineață poate trebuie să-și ducă copiii la școală, da. Traversează acel pod, care în fiecare zi... Merge la Artego. Da. Deci la primărie și la... Ăsta am făcut și noi. S-a văzut. Te era frică să treci cu picioare. Problema e ce fac copiii cu școala, cu asta, unele. Pe unde să treacă? Pe aici, pe zicarea ferată? Acum trebuie să o culească. Păi, nu știu, dimineața, la 6. Unul la mână. Am sesizat de nu știu câte ori la primărie și nu a făcut nimeni nimic. Pentru doi. Că... ce să facem cu copiii? Pe unde să-i ducem la școală? Să trecem dimineața la 6 pe supod? Pe... și nu pe supod, la distanță, că poate cade betonul în cap. Ei bine, se întâmplă acest lucru. La Consiliul Local nu ajunge absolut nicio reclamație pe care o fac oamenii. Cum adică? Pentru că domnul primar la Consiliul Local, da. Cenzurează toate aceste sesizări, mă rog, reclamații pe care le fac oamenii pe bună dreptate. Că, domnule, pică podul. Adică mi se pare chiar o sesizare pe bună dreptate. Nu e o sesizare așa făcută la întâmplare. La da. Întâmplare. Deci, se duc foarte mult, mereu se spune că se duc aceste lupte în Consiliul Local. Ei bine, prin faptul că ieri am adoptat regulamentul de organizare și funcționare așa cum a fost el conceput de către noi consilierii locali, practic prin acel regulament instituim o registratură separată pentru Consiliul Local. Și atunci, de acum înainte, oamenii se pot adresa și Consiliului separat pe o registratură separată, astfel încât și noi să putem lua la cunoștință de toate sesizările ale locuitorilor din municipiul Târgu Jiu. Pentru că nu ai de unde să știi în momentul în care primarul uite, ține acest studiu, acest proiect făcut din 2017, da, îl ține la sertar. Ce controlat? Asta adică, a fost în prezența autorității. E bine, acestea sunt dezbaterile publice. Domnul puteți primar a făcut o mascaradă de dezbatere publică pentru apa regio. Nu a făcut-o pentru pod. Vreau să mai redau o dată. Da, colegi, vă rog să redați imaginea cu momentul în care efectiv se prăbușește. Ați văzut cu câtă ușurință s-a desprins? Exact, asta cu câtă ușurință s-a desprins în momentul în care, sigur, erau autoritățile de față, dar n-a trebuit să facă decât... Nu e controlat, înseamnă că... Ia uitați cât de simplu și cât de bucata cât de mare este în momentul în care se desprinde. Păi da, nu, exact. Doar cât exact. Se îndepărteze pericolul, nu au fost folosite utilaje. Da. Așa da. Spun, controlat, ca să înțeleagă domnișoara la o demolare a unei construcții, da, este în momentul de acest gen, este dacă aveai legate cu niște șufe din alea niște sau niște lanțuri așa și o coborai încet cu macaraua. Eu spun că zona a fost împrejmuită, adică n-a fost pericol de trecere a vreunui pieton, mașini și așa mai departe. Dacă ei cu două rângi, uitați-vă, au dat-o jos. Realizați că dacă eram patru ca mine pe trotuar așa mai voluminoși, da, nu râde că știu și ajungi bătrână și cred că o să fii mai dolofană ca mine. După cum ai pornit de ce am ai fost înțeles. Și ce ești. Da? Ce să zic, mulțumesc pentru compliment. Bun, trecând peste domnule, aspectul acum, acesta. Acum bun, domnule Caragea, ideea și este că... Da, să dea Dumnezeu să ajung bătrână și dolofană. Premisele sunt negative la ce medie de vârstă este acum. Bun, ideea este în felul... La femei peste 75 de ani, la bărbat 68. Ideea este în felul următor. Oamenii aceștia, efectiv, nu neapărat trebuiau să țină cont de studiul ăla. N-au făcut-o, am înțeles. Bine, ați trecut cu vederea, nu era studiul vostru, vreți altul în regulă. Dar au venit oamenii ăia la voi și v-au spus...
atât de des, domnule, faceți ceva, ne e frică să mai traversăm zona, ce soluție ne dați? Să rămâi surd la toate problemele cetățenilor mi se pare incredibil. Păi domnul primar se gândea pe cine să pună administrator public. Păi s-a stabilit sau nu? Lămuriți-ne că domnul primar neagă ideea că a fost administrator public numit astăzi. Neagă ideea? Da. A fost sau nu numit administrator? Am văzut dispoziția, dar știți de ea. Bine. Am văzut, văzut sursele și de asta. Deci, domnul, am văzut dispoziția, dar am văzut sursele. Nu vreau să vă spun așa. Acum un an, pe această perioadă... Ceea ce știu e că doamna a semnat în primărie astăzi în locul domnului primar. A semnat doamna în locul domnului primar? Da. Da, păi dumneavoastră era ocupat cu cheful. Era la petrecerea vârstnicilor. Era la chef, n-avea treabă cu vârstnicii. Bascu, domnul Caragea. Căutam să vă prezint o adresă dată de prefectura Gorj, prin care domnul primar este criticat, repet, de prefectura Gorj, pentru faptul că a delegat directorului, cred că Ionescu, și domnului Gianu, atribuțiile care avea dreptul să delege, conform codului fiscal, doar viceprimarilor. Conform legii administrației publice locale, actual cod administrativ. Da. Sunt convins că domnul prefect și sunt dumneavoastră cunoscându-vă ca totuși o jurnalistă incisivă, o să faceți o interpelare domnului prefect să trimite corpul de control să-i verifice legalitatea și aceste aspecte, în condițiile în care dumnealui, repet, are deja de la prefectură adresă că a greșit odată cu delegarea atribuțiilor. Doi, trebuie să verifice prefectura și corpul de control al prefectului trebuie să meargă să vadă că n-a intrat documentul, la cine a stat, da? Și ce s-a discutat. Și să completez. Acum un an, în această perioadă, domnul Lădaru, îmbrăcat în negru astăzi ca popii care vin să ia terenul public al statului. Eu sunt îmbrăcat da, pentru că mă adresez alegătorilor și trebuie să fiu îmbrăcat adecvat pentru un politician. Deci, domnul, când în săptămâna asta popii au vrut să ia centrul Târgu Jiului, sunt îngropați străbunii noștri și tu vii ca cioclu pe aici. Dar nu vin ca cioclu. Deci, bada, uite-te aici. Eu sunt convins că doamna ta nu știe de acasă când te văzut. Deci te-ai îmbrăcat ca un popă care a luat o grămadă de bani, ai votat o grămadă de bani la popii ăștia. Ținute similare au oamenii politici din întreaga lume. Tu ești un politic? Da, eu sunt un politic. Sigur că sunt un politic. Nu ești politic. Țineta aceasta au oamenii care politici în întreaga lume. Negru ca ciocli, nu e negru adevărat. Cu cămașa albă. Nu cravată neagră, nu trebuie să fie așa. Da, veniți și tu de la chef? Și cravată. Veniți de la chef? Veniți și tu la chef? Pare că dumneavoastră veniți de la chef. De ce nu? Da, nu, eu vin de la Dărâmatul Podului, am fost acolo. Uite, am trimis imagini. Am înțeles. Acum, da? Chiar am fost. Și vrei să spun ceva? Sunt foarte dezamăgit. Sunt foarte dezamăgit. De ce? Poate ne-am zis pe noi. No, de ce se întâmplă? Știi cine a ajuns ieri prima la pod în zona de șantierului și era? Știi cine a ajuns printre primii? Cu mașina primăriei. Nu știu. Celebra doamnă Gorun. Da? Okay, da. Dar știi că n-avea cască? Păi de unde să știu? Nu știu că eram în ședință de Consiliu Local. De ce nu știu, domnul consilier? Pentru că am avut o ședință de Consiliu Local. Deci, care a durat 3 ore jumătate. Cum îți explici că dumneavoastră și cu cei care au ajuns acolo nu aveau cuști de protecție? În care s-au dezbătut foarte multe probleme ale municipiului Târgu Jiu. Unde este șeful ITM-ului care și ia astăzi cei care se plimbau de pe la primărie pe acolo ca prin standalele? Nu aveau cuști de protecție. Cine răspunde de protecția muncii primărie? Nu știu cine răspunde efectiv de protecția muncii. Dar nu se lamenteze George Romanescu pe fratele Marcel Romanescu. Acum haide să fim serioși. George Romanescu dă 600 de milioane amendă la un om care sapă în groapa. Domnul. Da, nu domnul, poate să-i dea lui Marcel Romanescu amendă. Da, să-l spune și să-i spui. Eu n-am spus să-i dea amendă. Să-l spune și să-i spui. Domnul primar, ai obligația ca ăia care se duc acolo să aibă echipament de protecție, da? Uite, imaginele perfecte luate de colegii tăi, îl felicit pentru cel care a văzut, așa arăta pasarela, da? Așa arăta. Stai că vei cum să lucrează din nou. Acum, faptul că doamna Gorun s-a dus fără cască acolo, treaba domnului sare. Bun, nu, ca să vezi indolența care este în primărie. Frate, când ai așa ceva, cum să te duci fără cască? Cum să te duci? Am înțeles, da. Bun, da. Domnul era în timpul serviciului. Dacă o pietricică din aia, uite-te la ce distanță George Romanescu să-l amendeze pe fratele. Domnul, eu n-am cerut să-l amendeze, eu am cerut să-l fi sunat să-i spună, măi, frate, vezi că ai obligație, ai șantier, deja zonă, toată lumea să aibă căști, echipament de protecție, da? Pe marginea aia centurii, ai văzut la vreunul? Nu. De ce n-a trimis acolo domnul George? Pentru că e fratele lui Marcel Romanescu.
Primarul municipiului Târgu Jiu, de asta n-a trimis domnul George. De ce altceva să nu trimită? Cum să trimită frate, să-l amendeze pe frate? Domne, cu atât nu, DGP nu trebuie să-i dai amendă. Avertisment, nu știu, să-i atrage atenția. De la început, a primit se poate, nu se poate, pentru că peste tot, peste tot pe unde se primă domnul George Romanescu, dar amenzi cu sutele de milioane, nu poate să-i dea un frate sau avertisment. Te rog frumos, poți să răspund colegul tău din... Trebuie să facă... Să dea 30 de secunde înapoi când se vă rețelele... George Romanescu trebuie să facă... Trebuie să se facă... Mă, ai răbdare să vezi... Că nu vede, asta trebuie să... Nu există, nu cred, domnul George, uite-te, când dă înapoi... Să dea puțin înapoi unde se văd cablurile alea. Domnul, când au rupt, uitați-vă câte cabluri de utilități cu curent electric în ele, cu rețea de gaze și sunt acolo. Dacă cineva se curentează, nu ne ajunge ce s-a întâmplat. Unde vedeți dumneavoastră pe cineva? Ia uite-le, uite-și cum stă, uite-te și fără niciun fel de echipament de protecție. Cu picioarele peste... Peste plasticurile la care sunt, într-adevăr, o protecție a cablului. Dar crezi că nu s-au spart și plasticurile alea când s-a dus betonul? Nu, lucruri. Domnule, vi se pare lucruri? La cum prezentați dumneavoastră problema și la cum o vedem și noi, toată treaba este tratată cu o superficialitate incredibilă. Am fost manager deci asociat. Oamenii efectiv, nu știu, adică ori suntem noi paranoia, sunt eu mai prăpăstoasă, sunt eu mai așa, speriată de pericol. Acum sunteți perfect informată. Un manager, în cazul de față, situația e tratată așa. Trebuia să aibă echipă clară. Frate, ce e acolo? Cade podul, da? Sunt utilități, nu sunt utilități. Este curent, de înaltă tensiune de nu este. Eu sunt convins pentru că am văzut că ulterior au venit și de la CEZ și de la ceilalți. Dar de ce? De ce nu ea și nu șeful unității? Legea e foarte clară, conducătorul unității. Haideți, colegii din regie, să difuzăm și materialul realizat astăzi de colegii mei din redacție. Poți să citești câteva rânduri ce a recomandat în finalul acelui material? Imediat, haideți ca să vedem materialul în care domnul Romanescu ne dă un răspuns vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat astăzi și cum ne spune domnia sa că habar n-avea că există vreun astfel de studiu. Păi dacă a intrat în octombrie, el știa ceva? Nu știți că era în lunile în care cineva s-a rugat de el toată ziua, lăsați-l că nu-și devine. Nu se acomodează. Imediat o să îmi spun colegii că pregătesc această materialul în care, cu răspunsul domnului Romanescu, dar spuneți noastră concluziile acelui raport de expertiză tehnică. Haideți că nu stau acum să dau citire unui deci, material. O să reparați și spunea și exact la ce, exact ce trebuie să facă. Zone trebuie să se intervină. Și în special zone, este... Totuarele trebuiau de la început, printre altele făcute. Pentru că sunt probleme la hidroizolația podului. Da. Sunt probleme la structură care, repet, fiind de beton armat, dacă nu intervii la momentul respectiv, o iarnă de îngheț de zgheț poate produce mari, în urma infiltrațiilor, mari probleme la grinzi. Păi dacă o grindă din aia se fisurează sau se macină la un cap, realizați ce înseamnă că trebuie să decopertezi toată zona, da? Să dai toate grinzele deoparte pentru că ele sunt legate una de alta. Toate aceste descrieri a soluției sunt numai date tehnice, le am aici. Acum asigur că probabil că o să vă încarc și pe dumneavoastră exact pentru că nu am doar niciun finalul, fel de pregătire. Ce se trebuie poate mai mult. Descrierea soluției la schema statică, la tabliere, care, la cale, la trotuare, la culeile, la culeie, așa se numește, așa, la pilele. Deci vă dați seama, pile și culeie, așa sunt cuvintele. Pilele scrie aici, habar n-am. Deci pentru fiecare în parte zice, pilele este... podului, de aia zice pentru fiecare în parte a dat o soluție, dat o soluție. Deci la fiecare în parte, spune așa la, spre exemplu la tabliere, spune așa în secțiune sunt 10 grinzi fâșii cu goluri conlucrând prin bulbii dintre grinzi și sunt toată regula, sigur că da deci, eu trebuie o expertiză toată regula unul din primii trei specialiști ce trebuie să faci, păi da bineînțeles e unul din primii trei specialiști al României. Omul le-a dat mai mult decât mură în gură, cum se spune. Dar dacă ăla nu se pricepeau decât l-a vopsit părul pe acolo și l-a schimbat consilierii și numărau mereu pe acolo. Bun. Deci problema noi, este eu public gravă. Cer domnul Romanescu să ne spună... public se pricepe cine? Sigur, nu administrator deci, public odată, se pricepe cer sigur. Cer public domnul Romanescu să ne spună cine e persoana care a primit, a înregistrat și a redirecționat materialul respectiv și către cine? Păi el, ca altul n-avea care. Păi nu scrie de regulă el, nu știi că scrie altcineva și el semnează. Păi da, am înțeles, da, da. Nu putea să ajungă decât la primarul municipiului Târgu Jiu, nu în altă parte. Deci foarte multe materiale am văzut și legenda este că foarte multe materiale nu sunt decât semnate de domnul Romanescu, nu-i scrisul dumnealui care intră. Păi da, de-aia se și zice că semnesc ca primarul, nu?
Dumnezeu, la Romanescu chiar se aplică în toată regula. Adică este de o incompetență clasă. Acum, dacă nici acum locuitorii din municipiul Târgu Jiu nu-ți dau seama ce fel de specimen avem în fruntea municipiului Târgu Jiu, ce fel de primar avem în fruntea municipiului Târgu Jiu. Nu avem consiliu local, că a făcut pipine cu bolte pe voi. Doamne, dacă se ascund documentele față de consiliul local, nu avem ce să facem. Nu există în țara asta consiliul local mai interferit decât voi. Eu o să fac proiect de hotărâre, să sesizăm toate organele la abilitate. Tu ești mică, pe tine nu poate când face pipi așa cu bolte, pe tine nu poate să te atingă. Că tu mai scund așa, nu cu tău, zic de-a proste. La mine nu poate, nici când conduc ședințe, nu prea poate să facă. Dar ideea este de felul următor. Că a făcut nu pe noi, ci pe municipiul Târgu Jiu a făcut, nu pe noi. Pentru că noi acolo de asta suntem politicieni, rezistăm la ceea ce se întâmplă. Ce rezistăm, trebuie să avem stomacul puternic, asta este. Ce la stomacul puternic? Dar normal la câte mese și chefuri și... La toate insultele, domnul. Vine seara, Romanescu a făcut dita mai cheful cu ăla care se dă sindicalist pe la mineri și minte pe mineri pe Genariu și făcut cheful arunci, da? Și vorbire numai prostii pe acolo printre ei. Se vede, domnul primar, că face numai cheful. Da? Adică... Și adună acolo și nu vreau să refer cuvintele date de unii colegi, dar că îi amendează pe ei. Și adună toți ăia care iară el pe acolo și care n-au reușit să pătrundă în viață nicăieri, să câștige un concurs, să facă ceva. Se taie adresele făcute, toți cetățenii care vor să vină jos, spre exemplu, la registratură, să se adreseze Consiliului Local, li se spune nu vă adresați către Consiliul Local, adresați-vă către primar, tocmai ca să ocolească Consiliul Local. Toate adresele care sunt făcute către Consiliul Local și scrie către Consiliul Local și o sesizare a cetățenilor, nu ajunge la Consiliul Local, din cauza domnului secretar Gianu, care își bate joc la fel de municipiul Târgu Jiu, care lucrează în cârdășie cu domnul primar. Asta se întâmplă. Păi dacă s-a trăiat o adresă oficială a transloc către Consiliul Local, înregistrată și s-a cine spus FOU către... Domnul? Păi doamna Grecu se pare că are, dar a scris adresele respective. Deci nu poți, în condițiile în care acest individ se comportă în halul acesta și nu vine nici să ceară soluții Consiliului Local, să pună în dezbatere publică, iată, problema cu acest pod. Domnul cetățeni, nu credeți că trebuie că să facem... Dar știați că e o problemă acolo noastră, consilierii locali. Unde să știe? Doamna, este o problemă da, și cu pasarela și cu pasarela de pe Unirii. Da, a fost introdusă... Ați cerut la bugetarea pe 2018 păi, acest s-a băgat și a fost scoasă, pe ultima sută de metri fix, tot de către domnul primar. Acest proiect care viza... Cea de la Unirii. Cea de la pasarela Unirii, de pe da, Unirii. Asta? Pentru că au venit să pentru că domnul primar ascultă de cei care își șoptesc în ureche, nu te apuca de pasarele acum, mai așteaptă să vină alegerile următoare pentru că pierzi electorat. Că de fapt trebuie să blochezi până la urmă pe un sens de mers și se creează, se blochează circulația. Este firesc să întâmple lucrul ăsta. Dar cum poți să fii atât de meschin și atât de cinic să faci un astfel de calcul, să riști să omori cetățenii din municipiul Târgu Jiu, să ai sângele pe mâinile, sângele cetățenilor din municipiul Târgu Jiu pe mâinile tale, pentru că nu vrei să pierzi voturi. Domnul, deci la asta se gândește. Stai un pic, o astfel de intervenție înseamnă să pierzi voturi? Păi așa este în accepțiunea domnului primar. Așa este în accepțiunea domnului primar. Repet, este un calcul atât de cinic. Este un calcul atât de cinic pe care îl face primarul municipiului Târgu Jiu, care spune, domnule, nu pot să mă apuc de lucrări la pasarele, pentru că dacă mă apuc de lucrări, creez ambuteiaje și pierd voturi. Și așa mai bine, lasă să moară oameni. Investiție nu înseamnă câștigare. Lasă să moară oameni. Deci credeți-mă, la propriu domnul primar al municipiului Târgu Jiu, nu-l interesează de viața cetățenilor din municipiul Târgu Jiu. El numai de se învaită. Vom termina iar cu excedent bugetar, stimată doamnă, după ce am terminat cu 4 milioane de euro și cu... Păi dacă n-ați vrut arteziene, ce să vă fac? Vom termina iar cu excedent bugetar și veți vedea că pasarele nu se vor face. Marea domnule, problemă. Domnule, gata, mai târziu. Ce e excedent bugetar? Păi asta e... Păi voi vă apucați acolo să dați... Ați dat anul trecut miliard de grele la pop, da? Și mitropolia s-a trezit cu atâția bani. Acolo este o problemă. În aceeași perioadă când se dădea, mama doi n-ai vindea mitropolie din Teamaterianul. Asta voiam să spun și eu, că am aflat această informație. Unde ați trăit, mă, până? Am aflat această informație. Ați verificat, aveți obligația să verificați, domnule Daru. Și trebuie să verific. Pe ce au cheltuit popii banii în 30... Deci banii pe bugetul din 2018 trebuia cheltuiți, da? Până în ultima zi a anului. Trebuie verificat. Păi dacă voi ați dat pe 18, 19 decembrie, când au cheltuit popii banii, pe ce au cheltuit? Trebuie verificat. Deci voi trebuie să verificați. Așa spune votarea de consiliu. De ce n-ați verificat? Ascultați-mă. Ai fost președinte de comisie. Trebuie ai verificat. Ai fost președinte de ședință. O clipă, da, dar de ce n-ai venit cu proiect comisie care să verifice? Păi facem proiectul. Când domnul Daru, după ce te trage opinia publică ca mine de mână, facem proiectul. Deci am aflat într-adevăr că s-ar putea să existe un conflict de interese între inițierea proiectelor de hotărâre de către domnul primar
Și în ceea ce privește toți banii alocați către biserici, pentru că toate aceste proiecte s-au succedat, se pare, după vânzarea un teren de către... Nu, era în aceeași perioadă, nu avea grijă. Sau în aceeași perioadă, după vânzarea, sau în aceeași perioadă, cu vânzarea unui teren al familiei domnului primar Romanescu, către... Nu te mai faci, nu știai... Ai fost avocatul lui Romanescu când a dărâmat toate cotețele cârciumarul pentru el. Nu e adevărat. De acolo și ai fost avocatul ca să-i dea telecomunicații în calea ferată. Tu ai fost avocatul familiei Romanescu când și-a luat terenul Romanescu, i-a dat 1500 de lei, a dărâmat cotețele. Lăsați-mă că se numește lipsire de libertate. Nu e adevărat. Se numește lipsire de libertate. Lipsire că se numește dreptul. Ce drept am vrut? Păi ridici pumnul la mine? Nu ridici. Lasă-mă la jos. Dar eu explic la cameră. Nu, dar lasă-mă la jos. Apărare și dai ridică mâna la mine, eu am o problemă. Eu explic la cameră, eu nu ridic mâna. Păi lasă-te mâna, la cameră explici cu limba de cu mâna. Haideți, da? Să ai fost serios. Avocatul Romanescu și-a luat, i-a tăiat nu. A dărâmat 400 de cotețe, a făcut 7 bile. Da? Dar n-am fost atunci. N-ai fost? Da, nu atunci. Stai puțin, nu hai atunci. Ca să te execute tot. N-am fost atunci. Cine a făcut proiectul de hotărâre și a băgat, i-a făcut căciumarul un drum fără autorizație familiei Romanescu? Cine e ăla care a trecut drumul ăla în domeniul public după 3 ani? Cine? Îți mai aduce aminte cine a fost președintele de ședință și a semnat hotărârea? Păi eu am fost președintele de ședință. Păi e suficient, nu știai. Păi era deci drumul pe care s-au construit strada Tudor Arghețe, pe care s-a construit casele și nu știu cum i-a dat onor urbanismului Romanescu la celebrele vile autorizație dacă n-aveai stradă, da? 3 ani de zile a stat tot în proprietatea familiei Romanescu și când veni Romanescu primar, bunul meu să-i prieten, că el cu Edil, ai văzut cum s-a lintă, Ediță, la un moment dat îl făcea și griji. Domnul Caragea, nu mai... Cu Edi, și făcea griji, frate, să nu fie din noi așa, dacă Ediță, știi, Edi... Domnul Caragea, stai da? Liniștit. Ediță-i băgătărându-l în domeniul public. Domnul Caragea, stai liniștit. Veni și de la chef cu el acum? Nu. Domnul Caragea. Mit. Cum poți să fiți un pic e un eveniment la care participă? N-am fost la chef. De ce nu s-a dus la persoanele vârstei a treia? Le felicitări. Este ziua vârstnicilor. Da, dar de bun simț așa. Trebuiau să se ducă la pod când se demulează, când se închise din nou. E mult, suntem în preajma alegerilor, cum să nu se ducă acolo? Știi câți angajați are Artego? Cea mai mare întreprindere din Gorj. Câți? În afară de Minerit. Nu știu, ziceți. Mulți. Peste, după știința mea, cred că aproape 2000 cu tot ce are structuri, da? Oamenii ăștia lucrează 1000 și ceva pe turile ăștia. Să le închizi două zile la rând pasarela, să-i obligi. Despre asta vorbeam. Este nu, incredibil. Și voi să stați la tocmai ce m-a oprit, tocmai ce m-a oprit. Dar de ce nu v-ați dus mă după aia la șpriț după ce se tăna demolatul pasarelei? Dar nu ne-am dus la evaluarea. De ce nu v-ați dus după aia? Deci astăzi n-am fost la șpriț, domnul. Dar la ce ai fost acolo? Eu sunt cu mașina, deci nu beau pentru că eu conduc. A fost apă plată. Apă plată. Deci apă plată, da. Dar să știi că și dacă asta la masă domnul Romanescu. Haideți că nu, haide, nu. V-a dat Romanescu apă plată? Haideți să ne... Dar stați, domnul Caragea, că doar ați avut din banii noștri și nu din banii lor. Haideți să... Mulțumesc. Haideți să revenim la chestiunea foarte importantă. Este foarte important dacă la a fost... La cine a stat lucrarea în primărie? Este foarte important dacă a fost la conflict de interese între vânzarea terenului familiei domnului Romanescu și inițierea de proiecte de hotărâre pentru... Vă referiți la cei 2600 de metri pătrați situați pe vis-a-vis de cimitirul municipal? Acolo mă refer, la fix la suprafața aceea de teren mă refer. Și unor inițierea de proiecte de hotărâre pentru a aloca bani bisericii. Pentru că s-ar putea să fie chiar foarte un trafic bani de influență în acest caz. Dacă există... Vă rog să fiți mai explicit. Dacă are legătură directă vânzarea terenului și vânzarea terenului a fost impusă de către primar pentru a iniția proiectele de hotărâre să aloce bani bisericilor, este foarte clar infracțiunea de trafic de influență. Și acest lucru trebuie verificat. Această tranzacție a fost făcută din familia Romanescu către pătărie. Domnul primar imediat după a inițiat foarte multe proiecte. Păi da, va iniția foarte multe proiecte de hotărâre pentru a acorda bani către protoierie, ca să spunem așa. Câte biserici, care să vedeți, voi aveați obligația... Asta este ideea. Păi, dar ce să fac să mă... Sunt acuzații grave. Dar asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat și trebuie verificat. Nu sunt neapărat acuzații, dar trebuie verificat. Deci care ar fi problema? Adică, care ar fi problema? Păi în condițiile în care eu condiționez inițierea de proiecte de hotărâre
și să aloc bani ca ordonator principal de credite de vânzarea terenului, de vânzarea terenului, este clar săvârșită infracțiunea de trafic de influență. Păi înseamnă că undeva undeva există posibilitatea ca banii ăștia să fie. Dacă biserica. Păi există, trebuie cercetată. A fost terenul supraevaluat sau? Nu, nu. Doamne, dumneavoastră veniți la mine. Domnul consilier Lădaru, vă rog să inițiați acest proiect de hotărâre. Și eu vă spun, doamna Novăceanu, vi-l inițiez dacă cumpărați terenul ăla de la mine. Domnul Lădaru, e trafic întrebarea este așa. Da, asta vă spun. Da. Domnul Lădaru, întrebarea se pune așa. Dacă în luna decembrie mitropolia a avut bani să cumpere de la mama Doina, da? Nu știu, foarte mulți bani, terenul, de ce voi ați dat mitropoliei același miliard înapoi? Păi sunt de acord cu dumneavoastră, asta deci e. De ce le-ați dat? Corect. Păi dar eu de unde să știu, domnul Caragea? Că eu nu pot să verific tranzacțiile la cartea funciară. Păi dar nu pot să verific toate tranzacțiile. Nu te ridica mâna sus. Păi dar nu pot să verific tranzacțiile, domnul. Cum poți să ridici tu mâna sus să dai banul meu public din impozitele mele plătite? Da? Eu stimez biserica, sunt credincios, da? Care cumpără un teren întâmplător de la doamna Romanescu, da? Și voi dați să completați condurile la fel biserică. Păi de unde să știu de eu știți, că domnul primar a condiționat sau ar fi putut condiționa de vânzare terenului? Păi n-aveam de unde să știu. Deci ți se pare moral, etic, cum vrei tu, adică biserica are un purcoi de bani, își cumpără că își face acolo din aia, vrea să-și facă, am înțeles, s-a depus actele, să-și facă... Inițial a fost, capelă, a fost depuse solicitări pentru P plus 1 în care să se facă, să se construiască sală de pregătire a persoanei decedate a morților, capelă și sală de mese. Nu s-a dat autorizație pentru această construcție, iar după aceea s-a revenit cu încă o solicitare în care cei de la protoierie cereau bani, cereau autorizație pentru biserică plus anexe și sale de mese. Și s-a dat autorizație în perioada în care doamna Ermina Pasăre era suspendată din funcție la primărie. Deci, să ne înțelegem. Când fără acordul de... vecinilor. Stai să ne înțelegem. Când tu pui șef de urbanism, ăla care a distrus canalizările din Târgu Jiu, cel care a distrus la Aparegiu, a fost transferat, celebrul Paraschivu, a fost transferat domnul la primărie. Domnul Lucian Paraschiv. Da. El, clar, el a făcut toate alea cu apa de nume știu. El era șeful rețelor de apă din Târgu Jiu, da? Și îl pui urbanism când el nu știe, îl asemnează ca și cei care sunt acum. N-a știut? Pe ce știa la de urbanism? N-a știut. E trebuie să răspundă. Întrebarea mea este așa. Dacă mitropolia a avut atâția bani să cumpere terenul la un preț destul de mare, mare, da? Voi de ce ați dat mitropolia alți bani înapoi? Păi nu am știut. Dar acum știm, deci, da? Acum știm. Știți câte solicitări mai trebuie... aveți anul ăsta și de acum, la biserici? Și acum trebuie, deci, cerut punct de vedere clar la biserică, dacă acel mai teren a fost... Și dacă vă trezesc că vine... Dacă acel teren a fost cumpărat pentru ca domnul primar să inițieze aceste proiecte de hotărâre. Nu, dar stați un pic, nu. Va trebui să... Va trebui să cerem și noi, pentru că putem să facem comisie de anchetă Consiliului Local și să anchetăm... Acesta este terenul despre care vorbiți. Acesta este terenul, da? Acesta este terenul. Fac acolo și a murgă. Da, nu, nu murgă. Acesta este terenul despre care vorbim. Acesta este terenul despre... Ce-i sala de pregătire morții? Nu, 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 pentru aia nu s-a dat autorizație. Dar te întreb, când biserica a cerut... Nu, nu s-a dat autorizație. Nu s-a dat, dar biserica a cerut. A cerut, da. Păi și atunci te întreb, a tu dacă stai acolo, ți-ar conveni să facă lângă tine să îmbălțămeze? Păi tocmai, că oamenii au spus nu. Sală pregătire morți, ce înțelegi? Asta e. Că doar nu face pregătire fizică cu ei. Păi dar de ce râs? Păi vorbesc și lui, ce poate să facă? Da. Îi pregătește la dans sau ce le face? Și au spus, vecinii au spus nu. E, nu. Cum să... Nu. Bun. După aia au mai solicitat încă o autorizație, chiar se eliberează autorizația 437, numărul 437, în care pot construi acea biserică, anexă și sale de mese. Dar sale de mese înseamnă mai mult o cantină socială. Deci încă o dată, deci, cantină... dai răbdare. Domnul, dar voi de ce nu faceți o comisie de anchetă să verificați? Păi asta așa, am spus că facem. Asta am spus cât la sută din suprafață este ocupată? Păi când faci sală de mese și biserică, unde avem parcare la cimitir? Păi asta am spus că facem. Păi eu n-am auzit făcut. Păi asta, domnul Caragea. Până la urmă, 21 de consilieri sunt 21 de consilieri. 20 de consilieri sunt 20. Sunt 20 de consilieri, da? Trebuie discutate, armonizate discuțiile, armonizate... proiectele de hotărâre. Deci, pe tine armonizat cu Paraschiv. Păi nu, dar e vorba de cel puțin majoritatea să fie de acord care cu... Care majoritatea, mă? Tu n-ai văzut că își bate aia joc de voi? Care vreți să mai faceți ceva?
când chiulesc, când nu vin, când PSD-ul nu există disoluție. Domnul Caragea, electoratul se uită la fiecare, sunt convins că se uită la fiecare consilier local ce face și va decide în consecință. Eu sper că nu va mai vota pe Marcel Romanescu. Nu faceți campanie. Formă. Nu, acum nu faceți campanie de... în emisiune. Știu că stați în preajma unei cine campanii. Face, domnul... Păi nu suntem în preajma, că mai e un an până la alegeri. Nu, și urmează prezidențiale. Deci fără nu votați. Da, candidează Romanescu la prezidențiale. Nu, dar este un politic. Pentru regie, vă rog mult de tot, dați numărul de telefon în situația în care domnul primar vrea să intervină sau domnul consilier ai domnului primar vor să intervină sau vreun consilier municipal vrea să intervină. Vă rog mult de tot să afișați numărul pe ecran, numărul de telefon. Domnul primar nu va interveni. Nu contează. Pentru că domnul primar este cu pensionarii și vrea să facă poză cu fiecare pensionar în parte. Deci în vreme ce podul este dărâmat, domnul primar vrea să facă poză și să felicite fiecare pensionar în parte. Bun, da. E foarte bine că să-ți explic, poate să plece și el totuși mâine sau pui mâine la pod să vadă. Dar ce a fost nebunia aia cu toalete la biserică? Cum ce să fie? Niște... Ce a fost aia? Că nu știm exact. Deci a fost așa. Realizați că dacă nu eram noi presa... Da, realizăm. Astăzi... Scoteau morbide. Dar de asta este presa. Morții. Și eu vă felicit pentru asta. Și se apucau... Da, dar de asta există presă. Dar de asta există presă, doamnă. Dar de asta există presă. Nu v-ați putut să concesionați terenul să dați bisericii. Ia uite cum face cu mâna. Păi nu este da, e cu puțin timp în urmă la ziua văsnicilor. Vă ascult, nu, întrebarea mea este așa. Ești văsnici? Nu, e domnul prefect. Uite cu cine se pupă de zâmbărește. Nu-i doamna aia, nu-i văznică. Nu e, nu. Păi ce caută acolo? Reprezentanții statului, nu știu. Păi ce se caute doamna aia acolo? Ce caută, mă, doamna aia tinerică acolo? Nu e a voastră la Consiliul Local? Lucrează la, nu, cine la biroul administrației publice. Cine e plătimeniu? Tot din banii noștri. Mă, tot din banii noștri. Probabil nimeni nu știu. Așa zgârșit. Domnul Caragea, ce vreau să vă spun? Că nu din banii dumneavoastră, da, din banii dumneavoastră sunt plătite meniurile. Toate, că vă închipuiți că n-a venit cineva să scoată banii, să plătească și să mănânce. Adică despre ce vorbim? Nu să vin să mint acum că, de fapt, nu știu cine a plătit meniurile. S-au plătit prin hotărârea de Consiliul Local aprobată de către noi. Despre ce vorbim aici? De acord. Păi asta s-a întâmplat. Dar asta s-a întâmplat și pe vremea lui Florin Cârciumaru. Domnul primar Romanescu l-a criticat puțin, în permanență pe Florin Cârciumaru. Păi da, mai puțin. Venea mai puțin, avem l-a criticat în permanență. Avem un telefon. Ne bucurăm. Bună seara. Ne auzim? Alo, da, să rămână. Bună seara, vă ascult, da. Am și eu o rugăminte la dumneavoastră. Ce sunt eu? Sunt un cetățean al acestui oraș. Stau pe strada Revoluției. Și din nefericire mi s-a luat locul de parcare din Revoluției. Am făcut o adresă la primărie pe data de 11-a 9-a, să îmi spună din ce motive mi s-a luat. Bineînțeles că am fost și la domn primar, am fost peste tot. Mi s-a spus că mi s-a dat o autorizație la o persoană care locuiește pe strada Victoriei, are intrare pe strada Victoriei și i-a dat și intrare din Revoluție. Ceea ce este ilegal, pentru că eu am un contract, m-a auzit? Da, vă ascult. Mai pe scurt așa, ca să... Eu am un contract cu taxe și impozite care spune foarte clar, nedeterminat, iar acest contract se reziliază în momentul când se lucrează de domeniul publicului, adică, eu știu, să construiește ceva sau ceva de genul domeniul public. Iar nu știu dacă este normal și firesc să-mi permite să vă dau și un răspuns acest loc și să-l dea la altcineva. Îmi permite să vă dau și eu un răspuns? Spuneți. Bine. Da. O să vă răspundă și domnul Lădaru, că probabil asta și domnul Caragea. Dacă nu mai aveți altă întrebare pentru invitații mei, mulțumim de mult de tot pentru intervenția telefonică. Deci eu îi sugestie domnului telespectator să depună plângere. Dacă are contract pe perioadă neterminată, plângere penală să faceți, domnul, da? La parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, da? Și doi, atacați în instanță, dar n-ați primit probabil răspunsul, că dacă pe 11 septembrie au 30 de zile termen să vă dea răspuns până pe 11 octombrie, adresa pe care o să primiți, aveți posibilitatea să o atacați în instanță.
Da, în conformitate cu legea contenciosului administrativ, ăsta e și sfatul meu juridic, să atace în instanță de contencios administrativ și să solicite înapoi locul de parcare. E un abuz grav. De asta se face plângere. E un abuz grav. Plângerea penală e de abuz, de abuz în serviciu, da, dar el trebuie să atace între timp și adresa de o va primi. Cu ce caută un avocat și caută bine, și atace. Revenim la problema noastră. Problema legată de modul în care municipalitatea gândește dezvoltarea acestui oraș. 1 milion de euro biserici, 1 milion de euro fântânile arteziene. Dumneavoastră ați făcut o legătură pe propria răspundere, ca să zic așa, da, între da. Ce s-a întâmplat cu vânzarea acelui teren. Dar nu se poate spune că trebuie verificat. Care aparține, eu s-am spus amândoi că trebuie dar verificat. Discutăm de ce preț a fost. De nu poți o mitropolie să vii să dai banii lui Romanescu și tu Romanescu să propui și să-i dai de la primărie banii înapoi mitropoliei, alți bani. De ce l-ai făcut, frate, tranzacția direct fără să mai dăm noi la biserici? Ce mai încerc tobie biserici? Mitropolia și își sponsoriza bisericile lui, mai erau donații de la oameni și gata. De ce trebuie să dau din banii mei la sfârșit de an bisericilor banii în aceeași perioadă când Romanescu vindea terenul? Da, da, uite că domnii erau... Era să voteze, realizați domnul Caragea că ieri era să voteze proiectul ăsta? Deci eu realizez. Dacă nu era... Că odată este un termen nefrumos sau nu-i frumos, neprincipial, să-l tot repet. Romanescu cu circurile de-l face pe ei, i-a transformat pe ăștia în niște roboței. Nu, 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 care ăștia? Consiliul local nu există. Pe toți? Nu, da, nu există. Nu este adevărat. Cum se poate să supăra și pe unii dintre colegii de la presă? Nu se poate să lăsă Romanescu că își retrage propriul proiect. Analizând câte proiecte i s-au respins Romanescu, constatăm că el își retrage după scandalurile făcute de presă un număr echivalent sau uita, poate mai uite, mare cu proiectele. Știți ce mi-a atras mie atenția? Faptul că s-a renunțat foarte ușor la proiectul ăsta. Nu ne-a văzut cu câtă ușurință s-a renunțat la el. Nu a luptat nimeni pentru el. Dom'le, nu a luptat nimeni pentru proiectul. Deci dacă eu vroiam proiectul ăsta și credeam în el că e bun, dom'le, eu mergeam până în pânzele albe cu el. Păi tu, da. Popa, înțelegeți? Adică, da, e prea ușor să renunță. Popa a spus vrăjit că se va semna. Sunt și persoane în Consiliul Local, spre exemplu, care s-au opus mai mereu cu privire la alocarea acestor sume de bani către biserici. Spre exemplu, doamna grădinaru Daniela de la PMP, da, care în permanență a luat cuvântul în ședințele de Consiliu Local și nu i s-a părut niciodată oportun să alocăm bani către biserici. Acum, sigur, și domnul primar a criticat acest lucru, că nu era primar, când era doar consilier local, că se dau foarte mulți bani la biserici. Acum domnul primar văd că face acest lucru și de aceea trebuie verificată legătura, adică inițiază foarte multe proiecte peste proiecte pentru biserici, pentru a aloca fonduri pentru biserici. Sigur, nici bisericile nu fac efortul de a veni, reprezentanții bisericilor de a veni în Consiliul Local să spună de ce au nevoie de banii respectivi, practic manifestând oarecare aroganță față de Consiliul Local și până la urmă față de reprezentanții cetățenilor, aleșii cetățenilor. Și trebuie verificat foarte clar, repet, dacă tot acest aplomb al domnului primar de a iniția proiecte, să dea bani în dreapta și în stânga, oricum am făcut o cerere eu ca biserică, să nu mă agitați, v-am cerut o cerere să comunicați pentru ce s-au dat banii, să-mi dați facturile care s-au plătit în decembrie. Trebuie verificat tot. Să înțelegem, indiferent ce ai vrea să faci, dacă primești în 15 decembrie bani și se cheltuiești până pe 22 sau pe 23, pe cât a fost ultima zi, că trebuie să-i dai răbrate, că gata, se închide anul bugetar, nu poți să mai plătești. Și nu ai voie să plătești în anul următor. Ce primești, să ne înțelegem. Înseamnă că tu aveai aranjamentul făcut cu furnizorul, da? Care să-ți aducă marfa, că plata se face după ce ai primit marfa în magazie, da? Nu se face franco-depozit, adică știi că îți face factură și marfa e la Constanța în container. N-ai voie să plătești așa ceva, decât după recepție, bani publici. Da, domnul Caragea, dar dacă se întâmplă ce spunea domnul Lădaru la începutul emisiunii, că vor rămâne cu excedent bugetar? Păi nu, e certitudine matematică că vor rămâne cu excedent bugetar. Adică cum, doamne, stați este certitudine matematică. La care din bugetul... L-am auzit astăzi, stai mă, că pe mine m-a întrebat. L-am auzit astăzi spunând, în 2017 nu eram eu, trebuia să-și cuprindem buget. Păi mai fericitule mare celică, când ai primit acel lucru, stai puțin, bugetul pe 2017 era aprobat, da? A venit prima rectificare în septembrie după ce venise el primar. El trebuia să prindă. E problema lui.
sau putea să prindă pe 2018. Exact. Pe 2018. Sau cel târziu pe 2019. A avut trei bugete la dispoziție în care să prindă. Și în primele două bugete a dat 10 de miliarde înapoi. Bun, dar problema este în felul... problema este... E certitudinea matematică, faptul, domne, că rămânem cu ieșire bugetar, pentru așa, că la secțiunea dezvoltare, domnul primar a alocat din bugetul local. Ziceați că joacă politic. Păi da. Păi rămâne cu banii. Păi vrea să facă fântâni arteziene. Păi stai, tocmai, nu mai tocmai face, am respins, am respins proiectul, păi da, bineînțeles, păi nu mai face proiectul, îl bagă degeaba pentru că va fi respins acest proiect în permanență. Lui vin, ideea este în felul următor, e certitudinea matematică pentru că din bugetul de la secțiunea de dezvoltare de 12 milioane de euro, 6 milioane de euro sunt din bugetul local. Și din ăștia 6 milioane de euro au fost cheltuiți până în prezent 1 milion de euro. Deci nu va cheltui până la sfârșitul anului acest bani, e certitudinea matematică că vor rămâne... total pe biserici. Nu știu. Am făcut eu cerere să ne comunic acum. Nu știu da, să vă spun. Promit că trebuie să-mi dea răspuns. Dacă tot dați dumneavoastră că este aceeași cu cea pe care a primit-o sume consistente. De la sunt sume consistente. S-ar putea să rămâne surprins. Probabil știți, nu știu, eu nu am terenul, nu fac tranzacții imobiliare. Cam cât este așa un metru pătrat de teren prin zona aia? Haide să discutăm. E 40 de euro. Deci încă o dată. Păi 40 de euro de ce să fie? Metru pătrat. De construcție făcută? Nu, deci păi atunci păi și atunci despre ce vorbim? Poți să pui porumb, dar e teren cu 40 de euro metru pătrat. Noi suntem în Băneasa la Becali. Este, nu știu. Ideea este că atât ar veni un metru pătrat, dacă e să calculăm suma. Dar încă o dată, ce? De ce nu avem puțină răbdare? De ce? Deci suma totală este undeva la să apară hârtile. Ce hârtii? O să vedeți ce hârtie. Mă gândesc că pe zona aia, dacă ar fi să faci ceva, ar fi păi, este undeva la 100 și ceva de mii de euro, vreo 5 miliarde. Da. Cam asta este suma pe care doamna Romanescu a încasat-o de la biserică pentru cei 2600 de metri pătrați. Da. E mult sau, uite, pentru terenul ăsta, 5 miliarde, 2600 de metri pătrați, 5 miliarde. Domnișoară? Păi, 5 miliarde. Știi ce înseamnă pentru târgujia asta? O sfidare la adresa bunului simț al tuturor târgujienilor. Părerea mea personală. Și apropo de primarul cu bun simț pe care îl avem, adică numai cu bun simț nu este. Deci nu ideea știu. Este că trebuie văzut foarte clar. Trebuie văzut foarte clar dacă există o legătură între vânzarea acestui teren și inițierea de proiecte de hotărâre pentru a aloca fonduri bisericii. Eu nu vreau să fac nicio presupunere dacă dumneavoastră vă asumați verificat. Acestea. Ramona Nodea, este verificat. Sau nu este, că nu mai avem timp de și de cât înțeleg, doamna Nodea a semnat deja documente în locul domnului primar de când domnul primar a plecat la petrecerea pensionarilor și până a plecat dumneavoastră din primăria municipiului Târgu Jiu, a semnat câteva documente și vom vedea în zilele Importante următoare. Că poate ne trezim iar ca asta cu autorizația de păi cum? Construcție. Păi a semnat tot ce trebuia să semneze domnul primar după ce a plecat. Deci a semnat document astăzi în primăria municipiului Târgu Jiu, în locul domnului primar. Cine este Ramona Nodea? Domnul Caragea? Lăsați un pic telefonul. Păi doamna Ramona Nodea este... Puneți comentarii practic, la postări, dar nu, să ne concentrăm un pic. Am putea să spunem că doamna Ramona Nodea este nimeni, dar nu mai putem să spunem că este nimeni. Practica este o persoană adusă de către domnul primar în calitate de consilier personal al domniei sale, după care domnul primar i-a aranjat un post să dea concurs, a dat concurs pe postul acesta luna trecută, a luat concursul, după care a detașat-o de pe postul pe care a luat concurs pe un alt post pe care avea nevoie domnul primar. Doar și atât. Acum se pare că dacă semnează, bănuiesc că nu semnează în fals. Poate că doamna Nodea a semnat în locul domnului primar fără să fie administrator public, dar cert este că a semnat. Doamna Ramona Nodea, domnul Caragea, și cu asta încheiem. Refuz să comentez, decât atât. Un regret al meu că trăiesc în Târgu Jiu alături de asemenea persoane. Știți cumva dacă există și vreo legătură de rudenie, de... Deci încă o dată. Naș, fin... Nu știu. Dați-mi voie să nu discut de viața personală. Nu știu că nu m-am interesat, pentru că nu e o persoană nici importantă, chiar nu era o persoană importantă, era nesemnificativă. Era nesemnificativă. Dacă eu refuz să discut, vă rog frumos să mă înțelegeți că sunt atât de dezamăgit. Oricum, pot să spun că de vreme ce doamna Ramona Nodea, atunci când domnul viceprimar Aurel Popescu îi ținea locul primarului municipiului Târgu Jiu și a semnat un act pe care să-l înainteze către o anumită autoritate, doamna Nodea a tăiat semnătura domnului viceprimar Aurel Popescu. Ceea ce denotă slaba pregătire profesională a doamnei Nodea. Altceva e domnul. Slaba pregătire din punct de vedere profesional și are foarte mult tupeu.
Asta putem spune despre doamna Nodea. Bun, știți sau nu dacă domnul Romanescu este nașul doamnei Nodea? Asta nu știu, dar merită verificat. Domnul Caragea. Nu știu. Nu pot să țin, eu sunt bătrân câteodată uit. Mulțumesc și pentru prezența la emisiune. Cu toată dorința dumneavoastră de a afla despre mine, cred că îl lăsăm pe Romanescu astă seară să-și facă pozele, fotografiile. Pozele și alea, că, repet, e bine să fie pentru posteritate. Pe altceva, dacă sunt 5 miliarde date de mitropolie pe un teren doamnei Romanescu, care poate intervine el, mătușica aia, mătușica, Sichitia, aia care tu urlai că cu relațiile tale la serii ne distrugi pe toți. Știi că are niște, are o fată pe nu știu unde, un băiat pe nu știu unde, știi, ia să tot umflă mătușica lui Romanescu care a fost asociat. Ne spui și nouă cum a mai cumpărat Romanescu terenul la Toban acolo lângă biserică. Ne spui că era prin lunga Budieni, lunga București terenul luat inițial. El a ajutat lădarul cu hotărârea și filmul acela de-a lângă calea ferată. Nu este adevărat, nu mai dezinformați. Nu mai dezinformați. Nu mai dezinformați, domnul. Da? Faceți păcate, nu mai dezinformați. Doamna Sichitiu este mama domnului. A face păcate este să mii, să furi. Păi asta faceți, dezinformați. Eu nu mii și lucruri. Nu am fost avocat. Doamna mătușa Sichitiu este mama domnului care a fost promovat în Consiliul de Administrat. Nu, ăla, nu, lasă, ai venit cu valică, cu lucrările. Mulțumesc, domnilor, pentru prezența la emisiune. Planul de rugi. E o altă mătușică deșteaptă, frumoasă și plină de bani, că făcuța Iurea, care spunea că e de vină că Cimaru, că a dărâmat cotețele alora ca să dea lui Romanescu. Dar poate ne spune Romanescu. Ne vedem și cu altă ocazie, domnilor. Vă mulțumesc pentru prezență, doamnelor, domnilor. O așteptăm pe doamna Nodea zilnic să ne spună ce a făcut. Dați înainte. Dacă tot nu e purtător de cuvânt la primărie, o așteptăm pe doamna Nodea să fie purtătorul domnului de cuvânt al domnului Romanescu în calitate de administrator public. În calitate de administrator public să fie purtător de cuvânt. Să preia și sarcinile astea, că domnul Romanescu poate are multe de transmis și nu are cine să o facă. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc poate doamnelor, domnilor. Oricum, să bine că a făcut poze, că dacă se ce suport fără cască...